Please stay there. I just thank you. Santo Padre, benvenuto nella nostra parrocchia di Barbu Lautaro. Vi ringraziamo perché avete voluto venire nella nostra comunità e fare un segno di amore per tutti noi che siamo presenti in questa comunità Roma. La ringraziamo. Sfinte părinte, bine ați venit în periferia periferiilor, aici, în cartierul Barbu Lăutaru din Blaj. Noi, romii, suntem fericiți pentru că Biserica Greco-Catolică Română a înțeles ceva cu adevărat important, și anume că trebuie să vindecăm această rană, că trebuie să întâlnim pe acești frați, că trebuie să le oferim Evanghelia Bucuriei. Nu putem să nu îl amintim pe episcopul martir Ioan Suciu, cel care juca fotbal cu copiii romi tocmai pe aceste străzi pe care ne aflăm, într-un autentic spirit fratern de prietenie și de împărtășire. El a plătit cu sângele său fidelitatea sa față de Hristos și acum celebrează liturghia cerească cu sfinții îngeri. Suntem recunoscători bisericii noastre pentru că asigură o pastorație pentru romi cu diferite parohii dedicate îngrijirii spirituale a familiilor și a copiilor lor. Iar biserica în care ne aflăm aici, în cartierul nostru, este un semn concret al acestei îngrijiri și al dragostei față de noi. Cred că nu greșesc dacă spun că noi ne aflăm aici pentru a arăta că în Biserica lui Hristos este loc pentru toți. Iată de ce vizita și îmbrățișarea pe care sanctitatea voastră ne-o manifestați astăzi
dezvăluie în fața tuturor care este viața adevărată a romilor și cât de autentică este dorința lor de a fi incluși și de a participa la activități societăți românești și din alte locuri, pentru a se putea depăși discriminarea și segregarea. Vă mulțumim, Sfinte Părinte, pentru că intrați în dialog cu timpul în care trăim, pentru că vă simțiți aproape de noi, unul dintre noi. Primindu-vă pe sanctitatea voastră, îl primim pe Domnul, Cel care a venit pentru cei din urmă, Cel care a iubit pe cei marginalizați, pe cei incomozi, pe cei greu de înțeles. Pentru noi și pentru toți romii, prezența sanctității voastre ne este de mare încurajare și de speranță. Quanti anni ha? Cinque. Ma sei bravo, eh? Cari fratelli e sorelle, buon pomeriggio. Sono contento di incontrarvi, vi ringrazio per la vostra accoglienza. Tu, Don Johan, non ti sbagli nell'affermare quella certezza tanto sicura quanto a volte dimenticata. Nella Chiesa di Cristo c'è posto per tutti. Se non fosse così, non sarebbe la Chiesa di Cristo. La Chiesa è il luogo di incontro e abbiamo bisogno di ricordarlo non come un bello slogan, ma come una parte della carta d'identità del nostro essere cristiani. Ce lo ha ricordato, portando come esempio il vescovo martire Yuan Shuqiu, che ha saputo plasmare con gesti concreti il desiderio di Dio Padre di incontrarsi con ogni persona nell'amicizia e nella condivisione. Il Vangelo della gioia si trasmette nella gioia di incontrarsi e di sapere che abbiamo un Padre che ci ama. Guardati da Lui, capiamo come guardarci tra di noi. Con questo spirito desiderato stringere le vostre mani, mettere i miei occhi nei vostri, farvi entrare nel cuore, nella preghiera, con la fiducia di entrare anch'io nella vostra preghiera e nel vostro cuore. Dragi frați și surori, bună ziua! Sunt bucuros să vă întâlnesc și vă mulțumesc pentru primirea voastră. Tu, Părinte Ioan, nu greșești în a afirma acea certitudine pe cât de sigură, pe atât de uitată adesea. În Biserica lui Hristos este loc pentru toți. Și dacă nu ar fi așa, nu ar mai fi Biserica lui Hristos. Biserica este loc de întâlnire și trebuie să ne amintim de acest lucru, nu ca un frumos slogan, dar ca făcând parte din cartea noastră de identitate în calitate de creștini. Ne-ai amintit de aceasta dându-l ca exemplu pe episcopul martir Ioan Shuqiu, care a știut să dea expresie, prin gesturi concrete, dorinței lui Dumnezeu Tatăl de a se întâlni cu fiecare persoană în prietenie și împărtășire. Evanghelia bucuriei se transmite în bucuria întâlnirii, fiind conștienți că avem un Tată care ne iubește. Priviți de El, înțelegem cum să ne privim între noi. Cu acest spirit am dorit să vă strâng mâinile, să vă privesc în ochi, să vă las să intrați în inima mea, în rugăciune, încrezător că voi avea și eu un loc în rugăciunea voastră și în inima voastră. Nel cuore porto però un peso,
e il peso delle discriminazioni, delle segregazioni e dei maltrattamenti subiti dalle vostre comunità. La storia ci dice che anche i cristiani, anche i cattolici, non sono estranei a tanto male. Vorrei chiedere perdono per questo. Chiedo perdono in nome della Chiesa al Signore e a voi, per quanto nel corso della storia vi abbiamo discriminato, maltrattato o guardato in maniera sbagliata, con lo sguardo di Caino invece che con quello di Abele. E non siamo stati capaci di riconoscervi, apprezzarvi e difendervi della vostra peculiarità, nella vostra peculiarità. A Caino non importa il fratello, è nell'indifferenza che si alimentano pregiudizi e si fomentano rancori. Quante volte giudichiamo in modo avventato, con parole che feriscono, con atteggiamenti che seminano odio o creano distanze. Quando qualcuno viene lasciato indietro, la famiglia umana non cammina. Non siamo in fondo cristiani, nemmeno umani, se non sappiamo vedere la persona prima delle sue azioni, prima dei nostri giudizi e pregiudizi. Am totuși o greutate pe inimă. Este greutatea discriminărilor, a segregărilor și a maltratării suferite de comunitățile voastre. Istoria ne spune că nici creștinii și nici chiar catolicii nu au fost străini de răul acesta atât de mare. Pentru aceasta aș vrea să vă cer iertare. Cer iertare numele Bisericii Domnului și vouă, pentru momentele când, în decursul istoriei, v-am discriminat, maltratat sau v-am privit într-o manieră greșită, cu privirea lui Cain și nu cu cea a lui Abel, și nu am știut să vă recunoaștem, să vă prețuim și să vă apărăm în specificitatea voastră. Pentru Cain nu contează fratele său. Prin indiferență alimentăm prejudecăți și instigăm la ură. De câte ori nu judecăm în mod nechipzuit, folosind cuvinte care rănesc, cu atitudini care seamănă ură și creează distanțe. Când cineva este lăsat în urmă, familia umană nu mai merge înainte. Nu suntem creștini pe deplin și nici măcar umani, dacă nu știm să vedem persoana înainte de acțiunile sale, înainte de judecățile și prejudecățile noastre. Sempre nella storia dell'umanità ci sono Abele e Caino. C'è la mano tesa e la mano che percuote. C'è l'apertura dell'incontro e la chiusura dello scontro. C'è l'accoglienza e c'è lo scarto. C'è chi vede nell'altro un fratello e chi un ostacolo sul proprio cammino. C'è la civiltà dell'amore e c'è quella dell'odio. Ogni giorno c'è da scegliere tra Abele e Caino, come davanti a un bivio si pone tante volte di fronte a noi una scelta decisiva, percorrere la via della riconciliazione o quella della vendetta. Scegliamo la via di Gesù, è una via che costa fatica, ma è la via che conduce alla pace e passa attraverso il perdono. Non lasciatemi trascinare dai livori che ci covano dentro. Niente rancori, perché nessun male sistema un altro male. Nessuna vendetta soddisfa una ingiustizia. Nessun risentimento fa bene al cuore. Nessuna chiusura avvicina. În istoria omenirii există mereu atât Abel cât și Cain. Există mâna întinsă și mâna care lovește. Există deschidere la întâlnire și închidere din cauza conflictelor. Există primire și există excludere. Există acela care vede în celălalt un frate și cel care îl vede ca o piedică pe drumul său. Există civilizația iubirii și există civilizația urii. În fiecare zi trebuie să alegem între a fi Abel sau Cain. Ca în fața unei răscruci de drumuri, suntem chemați să facem o alegere decisivă. Să parcurgem calea împăcării sau cea a răzbunării. Să alegem calea lui Iisus. Este o cale mai istovitoare, dar este calea care conduce la pace.
și ea trece prin iertare. Să nu ne lăsăm duși de valul răutăților care ne macină înăuntrul nostru, fără ranchiună, deoarece niciun rău nu îndreaptă un alt rău. Nici o răzbunare nu dă satisfacție nedreptății, niciun resentiment nu face bine inimii, nici o închidere în sine nu apropie. Cari fratelli e sorelle, voi come popolo avete un ruolo da protagonista da assumere e non dovete paura di condividere e offrire quelle specifiche caratteristiche che vi costituiscono e che segnano il vostro cammino e delle quali abbiamo tanto bisogno. Il valore della vita e della famiglia in senso allargato, la solidarietà, l'ospitalità, l'aiuto, il sostegno e la difesa dei più deboli all'interno della loro comunità. La valorazione e il rispetto degli anziani, questo è un grande valore che voi avete. Il senso religioso della vita, la spontaneità e la gioia di vivere. Non private la società in cui vi trovate di questi doni e disponetevi anche a ricevere tutte le cose buone che gli altri vi possano offrire e apportare. Perciò desidero invitarvi a camminare insieme. Lì dove siete, nella costruzione di un mondo più umano, andando oltre le paure e i sospetti, lasciando cadere le barriere che ci separano dagli altri, alimentando la fiducia reciproca, nella pazienza e mai vana ricerca di fraternità. Impegnarsi per camminare insieme con la dignità della famiglia, la dignità del guadagnarsi il pane di ogni giorno, e questo sì che ti fa andare avanti, e la dignità della preghiera, sempre guardando avanti. Dragi frați și surori, voi, ca popor, aveți un rol de protagoniști pe care să vi-l asumați. Nu trebuie să vă fie frică să împărtășiți și să oferiți acele caracteristici specifice vouă care vă definesc, care marchează drumul vostru și de care avem atât de mare nevoie. Valoarea vieții și a familiei, în sens larg, solidaritatea, ospitalitatea, ajutorul, sprijinul și apărarea celor mai slabi din comunitate, valorizarea și respectul celor în vârstă, și aceasta este o mare valoare pe care voi o aveți. Simțul religios al vieții, spontaneitatea și bucuria de a trăi. Să nu privați societatea în care vă aflați de aceste daruri, dar să fiți disponibili și să primiți toate acele lucruri bune pe care ceilalți vi le pot oferi și aduce. De aceea doresc să vă invit să mergem împreună, acolo unde sunteți, în construirea unei lumii mai umane, trecând peste temeri și suspiciuni, lăsând să cadă barierele care ne despart pe unii de alții, alimentând încrederea reciprocă în căutarea răbdătoare și nișcând zadarnică a fraternității. Să ne angajăm să mergem împreună cu demnitate, demnitatea familiei, demnitatea de a ne câștiga pâinea cea de toate zilele, aceasta te face să mergi mai departe, și demnitatea rugăciunii, mereu privind înainte. Questo incontro è l'ultimo della mia visita in Romania. Sono venuto in questo paese bello e accogliente, sono venuto come pellegrino e fratello per incontrare. Vi ho incontrato voi, vi ho incontrato tanta gente per fare un ponte fra il mio cuore e il vostro. E ora torno a casa e torno arricchito, portando con me luoghi e momenti, ma soprattutto portando con me i vostri volti. I vostri volti coloreranno i miei ricordi e popoleranno la mia preghiera. Vi ringrazio, vi porto con me. E ora vi benedico. Ma prima vi chiedo un grande favore di pregare per me. Grazie. Aceasta este ultima întâlnire din cadrul vizitei mele în România. Am venit în această țară frumoasă și primitoare, ca pelerin și frate, pentru a trăi diferite întâlniri. Și v-am întâlnit pe voi, am întâlnit multă lume, pentru a crea punți între inima mea și a voastră.
Iar acum mă întorc acasă îmbogățit, luând cu mine locuri și momente, dar mai ales chipuri. Chipurile voastre vor da culoare amintirilor mele și vor fi prezente în rugăciunea mea. Vă mulțumesc și vă duc cu mine. Iar acum vă binecuvântez, dar mai înainte vă cer o mare favoare. Să vă rugați pentru mine. Mulțumesc! Benedire tutta la vostra famiglia, tutti i vostri amici, tutta la gente che voi conoscete. Și vreau să binecuvântez întreaga voastră familie, pe toți prietenii, toți cei pe care voi îi cunoașteți. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen. A presto. Pe curând.
Deve...